Colegiul tehnic Dimitrie Leonida din Petroșani a primit 100 de mese, 200 de scaune, catedre și table. Mobilierul școlar a venit ca donație din partea Asociației Copiii Europei din Germania. Costurile mobilierului și transportului acestuia în Valea Jiului a fost câteva mii de euro. Pentru școala noastră, sigur că este binevenit acest sprijin acordat de Copiii Europei și Asociația Așezământul Providența Divină, pentru că am reușit să dotăm cel puțin 6 săli de clasă cu mobilier aproape nou, constând în bănci, scaune, table și implicit am primit niște mese cu destinația atelierului electric din școală și încercăm să ne implicăm și noi cu resurse proprii, dar cu această ocazie cer sprijinul comunității locale pentru a ne ajuta să reabilităm acest atelier electric care nu a mai suferit reparații capitale încă de la darea în funcție din anii 60-70. În obținerea donației din Germania s-a implicat și o asociație creștină din Valea Jiului. Din 2002 colaborăm cu Asociația Copiii Europei, domnul Frank Roth, și venind într-o vizită aici la asociația noastră, l-am adus la școală și mergând prin clase am văzut că avem nevoie de niște bănci mai bune, mai rezistente. Și atunci dumnealui a făcut o colectă de 2000 de euro ca să poată veni tirul cu acest mobilier. Unitatea școlară din Petroșani a mai primit ajutor și din partea unei firme locale. Reprezentanții acesteia au donat câteva geamuri termopan.